Bună seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. La emisiunea Om Bun de astăzi, 21 februarie, vom avea de discutat destule despre, cel puțin despre două evenimente importante din lumea de astăzi. În primul rând, în 1848, pe 21 februarie, a apărut Manifestul Partidului Comunist. La Londra a apărut această publicație, această mică cărticică, așa cum îi spunea Lenin, care ține neachintesența tuturor cărților scrise vreodată în lume. Manifestul Partidului Comunist, redactat de Karl Marx și Friedrich Engels, acești doi filozofi ai istoriei, care au văzut așa totul și din trecut și din viitor, conform căreia lumea are o ciclicitate. Toate evenimentele din lume, de la Comuna Primitivă până în viitor, se bazează pe lupta de clasă. Pe lupta de clasă sau pe lupta de rasă. Și totdeauna cei asupriți, că era vorba de țărănime în Evul Mediu, că era vorba de sclavagism și de sclavie de sclavi, deci în perioada antică, faptul că era vorba de proletari în perioada modernă, capitalistă, acele forțe s-au ridicat și au răsturnat întotdeauna forța exploatatoare a celor ce exploatau. Așa că, la un moment dat, au afișat manifestul proletari din toate țările, uniți-vă, pentru că ei, așa cum spunea Marx, ei au o lume de câștigat, ei, referindu-se la cei ce exploatau. E foarte important pentru istoria ce s-a derulat de la 1848 și până la sfârșitul secolului 20 și chiar și până astăzi, această forță a manifestului, pentru că pe baza acestui manifest, acestei cărți de doctrină filozofică, economică, de istorie, s-au format ideologii și formațiuni politice, partide, ce au ajuns la putere în diferite țări ale lumii, chiar în diferite imperii, cum a fost Imperiul Rus, unde Partidul Comunist, condus la început de Lenin, care era un aprig luptător pentru punerea în practică a dorinței lui Karl Marx și a lui Friedrich Engels scrise în Manifestul Partidului Comunist, și a format o mare putere, URSS, care pentru o bună perioadă din secolul 20, din 1917 până în 1991, a condus o parte din lume cu acea dorință. Oricum, psihologia umană, societatea umană, nu este cum au scris-o Karl Marx și Friedrich Engels în Manifestul Partidului Comunist. Dar încă și astăzi, la 102 ani de la formarea, de la Revoluția Comunistă, aproape 102 ani,
de la Revoluția Comunistă din Rusia, la peste 150 de ani de la publicarea Manifestului Comunist, în continuare sunt minți luminate, între ghilimele, care cred într-o victorie a unui socialism. Uite, de curând se manifestă în lume și, trebuie să vă spun, se manifestă chiar în Statele Unite o altă formă de socialism numit milenial, adică socialismul de la început de mileniu. Revigorat după înfrângerea socialismului în toată lumea după 89-90, unde a căzut zidul Berlinului, au căzut regimurile comuniste din Europa de Est, se credea că forța vitalizantă a capitalismului și a liberalismului mondial va da naștere unor păci în lume, a unui motor de dezvoltare a unei societăți globalizante și globalizate, a unei căderi de granițe și a unei libertăți de circulație, unei schimbări de mentalități retrograde din zone mai puțin ajunse la democrație și liberalism și la idei de libertate, de egalitate, de înțelegere, de iubire și respect între oameni și între popoare, a început un socialism milenial care dă o dovadă de o disponibilitate revigorantă și atacă status quo din lume. Mulți spun că liberalii ar trebui să îi se opună acestui socialism milenial. Dar, deocamdată, guvernele liberale din lume nu prea știu cum să atace acest tip de socialism milenial. În Ziarul Financiar este un articol numit "Un nou tip de doctrină de stânga se conturează, socialismul milenial". Și am să îi prelua din The Economist și am să dau așa un pic citire câtorva idei pentru a vedea despre ce este vorba. După prăbușirea Uniunii Sovietice din 91, conflictul ideologic din secolul 20 părea a fi încheiat. Capitalismul câștigase, iar socialismul devenise echivalent al eșecului economic și al opresiunii politice, scrie The Economist. Astăzi, după 30 de ani, socialismul este din nou la modă. Iar asta pentru că acesta a format o critică incisivă a ceea ce nu merge în societățile occidentale, concentrându-se asupra inegalității, asupra mediului și investirii cu puterea cetățenilor și nu a elitelor. Și totuși, pesimismul stângii, renăscute cu privire la lumea modernă, este prea mare. Mulți dintre noi socialiști sunt mileniali, însă milenialii socialiști nu trebuie să fie neapărat tineri. Să știți că probabil unul dintre ei este chiar Soros, care e destul de în vârstă. Socialiștii mileniali cred că inegalitatea a ieșit de sub control, că economia este manipulată, că publicul tânjește ca vremurile și puterea să fie redistribuite de stat, că miopia și lobbying-ul au determinat guvernele să ignore probabilitatea de creștere a catastrofei climatice și că ierarhiile care guvernează societatea și economia nu mai servesc intereselor oamenilor obișnuiți și că trebuie să fie, între ghilimele, democratizate. Unele din aceste constatări sunt valide, însă părți importante al diagnosticului societății
de către noua stângă sunt eronate și ca și mare parte a prescripțiilor acestea, scrie în The Economist. Cine se teme de socialism? Este întrebarea. În Statele Unite, în condițiile în care președintele Donald Trump critică noile apeluri pentru adoptarea socialismului, democrații și presa protestează deja că eticheta socialismului nu li se aplică, scrie Wall Street Journal. Dar de ce le este frică de eticheta sau de propriile idei? Cel mai mare story politic al anului este că democrații americani adoptă politici care includ aducerea sub controlul guvernului a unor segmente importante din economia privată americană. Cele mai importante dintre propunerile din agenda democraților se încadrează în definiția socialismului. Iată câteva din acestea. 1. Medicare pentru toată lumea, adică asigurări de sănătate pentru toți. Planul privește înlocuirea tuturor asigurărilor private de sănătate din Statele Unite cu un program administrat la nivel federal. Dacă înlocuirea asigurărilor private cu un sistem controlat de guvern nu este socialism, atunci ce este? Un nou sistem de control în sectorul corporate. Senatorul Elizabeth Warren vrea un nou charter federal pentru business-urile cu venituri anuale de peste $1 miliard, în care companiile ar da socoteală nu numai acționarilor. Acest redesign radical ar conferi politicienilor și grupurilor de interese ale acestora o influență sporită asupra deciziilor și activilor business-urilor. Adică ar controla, chiar politicul ar controla modul cum se fac afacerile în Statele Unite. Un control asupra inițiativei private. Taxe mult mai mari. Warren, de exemplu, vrea o nouă taxă pe avuție de 2%, peste activele de peste $50 de milioane și 3% de peste cele de peste $1 miliard, inclusiv pe activele deținute peste hotare. Aceasta echivalează cu o confiscare de către guvern doar pentru că cineva a câștigat sau economisit mai mult decât alții. Asta nu este socialism. Unii ar crede că toate acestea sunt prea extreme pentru a se putea materializa, însă candidații prezidențiali nu propun idei despre care cred că i-ar putea afecta politic. Publicul american merită o dezbatere despre toate aceste propuneri pentru a nu se trezi cu un viitor socialist pe care nu-l vor, scrie Wall Street Journal. Și arată aici pagina din Cui e frică de socialist de pe Wall Street Journal, din Wall Street Journal, din ziarul respectiv. Deci, dragii mei, proletari din toate țările, uniți-vă, a fost scris în 1848, iacă sunt astăzi și alți oameni politici de pe mapa mond și nu numai, care susțin în continuare aceste idei a luptei de clasă, a impozitării. Știi, lupta nu se mai duce ca pe vremea lui Lenin, dar să nu se ajungă la o formă de autoritate și autocrație ca și pe vremea lui Lenin. Încet, încet. Deci se iau libertățile puțin cu puțin. Pas cu pas. Întâi o impozitare mai mare, după aceea o impozitare și mai mare, după aceea un control în mediul de afaceri, încă un control spre mediul de afaceri și încet, încet se pierd din anumite libertăți. Țin minte că un profesor de filozofie de la Universitatea din Oslo, probabil, nu mi-aduc bine aminte, oricum, critica socialismul și spunea că susținea ceea ce a susținut și Margaret Thatcher pe timpul cât a făcut această politică, cât a fost prim-ministrul de fier a Marii Britanii.
care susține așa, socialiștii sau socialismul este bun până când se termină banii făcuți de alții. Profesorul respectiv de la facultatea din Oslo descria către studenții săi că nu este echitabil să dai și să plătești nemunca cumva. Și le-a spus tuturor așa: dacă considerați că este bine socialismul, să votăm și să răspândim la toți, păi uite, eu vă pun note pe lucrări și fac o medie. Și vă pun la toți media notelor. Adică dacă cel unul a luat 10 și unul a luat 8, eu pun la amândoi nota 9. Dar în stilul ăsta să știți că la sfârșitul anului nu veți trece nimeni în clasă. Studenților li s-a părut onorabil. Perfect, perfect, vrem așa. S-au prezentat la primul examen, în două săptămâni testa. La prima testare, un sfert dintre ei au luat numai de 10. Un sfert dintre ei n-au învățat nimic. Au luat nici de trecere, 3 sau 4. Și restul n-au învățat, așa, au știut în medie. Și când a făcut media notelor, nu a pus 10 celui care merita 10, nu a pus nici 3 celui care merita 3, a ieșit o medie a notelor de 8. Și le-a pus 8 la toți. Cei care n-au învățat nimic și s-au văzut cu nota 8, jubilau. Cei care au învățat de nota 10 și s-au văzut cu nota 8, au mârit. La testul următor n-au mai învățat de 10. Au învățat de un 8-9. Cei care n-au învățat niciodată, iar cei care deja aveau în jurul notei 8 sau 7 au spus, bă, dacă tot atât am luat, au învățat mai pe post pe ial, așa. Deja media se făcuse cam de 6 la al doilea test. Și le-a trecut 6. Cei care învățaseră până atunci de 10 și după aceea s-au mai lăsat un pic pe tânjeală pentru că nu le-a mai dat, n-au mai învățat nici ei deloc. Deja la al treilea, al patrulea test erau sub media de trecere. Nu mai aveau. De pe aici pe acolo erau un 5, un 4, 50. Până la sfârșitul anului nimeni nu mai învăța și toți aveau numai de 30 de 4. Și profesorul le-a arătat clar pe baza activității lor că socialismul nu merge. Nu poți să iei mereu de la cineva care este foarte harnic și să-i dai mereu cuiva care nu va munci deloc. De fapt, Max Baer, un filozof și un critic al manifestului Partidului Comunist, a scris că următoarea idee: se văd idei contradictorii în interiorul manifestului Partidului Comunist, scrise chiar de către Marx și Engels. De exemplu, Marx și Engels criticau middle class, clasa de mijloc, că sunt o clasă leneșă, care nu muncesc, o clasă de oameni care nu muncesc și că trebuie să nu existe asemenea clasă de oameni middle class. Nu-și văd, dacă ei nu muncesc, de ce să aibă rezultate, dar pe partea aia, în alt capitol, spuneau că această clasă de mijloc au reușit performanțele cele mai mari ale lumii de realizarea multor bunuri și răspândirea a forțelor de producție mai mult decât toate generațiile la un loc de când s-a format Egiptul Antic sau Imperiul Roman. Nu a existat o dezvoltare a forțelor de producție ca aceasta din vremea respectivă, din vremea lor, pe care au realizat-o clasa de mijloc. Păi, se contraziceau între ei.
ori era acea clasă de mijloc leneșă și nu trebuia să existe, ori era generatoare de forță de producție. Da. Umbrele social-comunismului și, cum să spun, neomarxismului se văd și astăzi. Dar un alt eveniment important pe care l-am trăit noi românii. Să știți că la 1907, pe 21 februarie, a început răscoala în satul Flămânzi. Și cumva o leg de dezvoltarea forțelor de producție și de faptul că răscoala aceasta de la 1907 a fost cumva o expresie a globalizării, a începutului globalizării și a intrării României într-un sistem capitalist concurențial. Pe ce mă bazez când spun asta? Răscoala de la 1907 a fost controversată din multe puncte de vedere. Pe perioada comunismului s-a vorbit critic despre ea, criticând foarte mult clasa exploatatoare, burghezo, moșerimea. De fapt, rădăcinile răscoalei de la 1907 erau foarte adânci. Erau din modul de gestionare a forțelor de producție. Pământul, principala forță de producție din vremea respectivă, era în mod diferit exploatat. Recoltele din ultimii ani, indiferent că au fost slabe sau au fost mai bune câțiva ani la rând, ele au fost plătite tot prost pentru țărănime. Boierii și arendașii boierilor dețineau cam 48,7% din suprafața de pământ cultivabilă a țării. Și aceștia reprezentau 0,6% din proprietarii de pământ. Țăranii care au fost împroprietăriți pe vremea lui Cuza și apoi împroprietăriți pe vremea lui Carol, dar puțin, greu, aveau fâșii de pământ și eventual din pământul cel mai slab. Nu se făcuse încă reforma aia agricolă cum a făcut-o Ferdinand la sfârșitul primului război mondial. Deci suntem în 1907, nici vorbă de primul război mondial. Deci cumva era rotativa guvernamentală când veneau liberalii care făceau reformă în conducerea țării și în administrare și în legi, când veneau conservatorii să atenueze cumva motoarele, dezvoltarea economică care ar fi presupus arderea unor etape istorice, economice și sociale. Deci erau frământări în interiorul societății. Se dorea ajungerea din urmă a Occidentului, dar era și o clasă, chiar și numea așa, Partidul Conservator, era și o clasă politică conservatoare care nu vroia societatea să se schimbe așa de repede, pentru că își pierdeau privilegiile. Țăranii ajunseseră să se împrumute foarte mult pentru, chiar pentru cereale, pentru ca să poată însămânța. Și cum se împrumutau? Se împrumutau de la boieri sau de la arendași, chiar la regim de camătă. Deci, din ce în ce erau sărăciți. Răscoala a pornit, au mai fost și alte răscoale, nu a fost la 1907 și gata.
Până atunci au mai fost și la 1888, și la 1889, și la 1900. Au mai fost mișcări țărănești, dar nu la nivelul general cum a fost la 1907. În general, mai ales în zona Moldovei, arendașii nu erau români, făceau parte din alogeni. Și dacă în sudul țării erau greci sau bulgari, în zona asta a Moldovei, mai ales în zona botoșanilor, erau evrei. De exemplu, frații Fischer, cu Moșe Fischer, Moșe Fischer, cel care era cel mai puternic arendaș din zonă, aveau Fisherland, cum se numea moșia lor, moșia, zona pe care o arendășeau, aveau 75% din terenul cultivabil a 3 județe. Vă dați seama ce moșii aveau. Ei arendau de la, în general, de la boierul Mihalache Sturza. Dar a fost în anul acela, în 1907, a fost o dispută după contractele de arendășie. Deci boierul dădea terenul spre cultivare în arendă, iar arendașii luau pe baza unui contract terenul în arendă, să-l lucreze și îl dădeau la mâna a doua către țărani. Țăranii trebuiau să lucreze întâi pe terenul boierilor și apoi să-și vadă de micile lor gospodării. Și contractele din ce în ce erau mai asupritoare, ca să spun așa, adică numărul de zile de muncă, cota parte, cât se dădea pentru ziua de muncă, din ce în ce mai slab pentru țăran, mai greu își puteau țăranii gestiona propriile pământuri cu familiile lor, munceau mai mult pe pământul boierilor sau arendașilor și erau plătiți din ce în ce mai puțin. Văd o paralelă cu ziua de astăzi. Capitalul României, capital și când mă refer nu mă gândesc la bani doar, capitalul României, fabrici, puncte de dezvoltare economică, fabrici, uzine, combinate, s-au terminat, oamenii vor să lucreze, sunt câțiva care au fabricuțe sau dețin zone de interes și țin oamenii la nivel salarial destul de mic datorită lipsei investițiilor în economie. Este cam același lucru. Dacă atunci capitalul important era pământul, acum, dacă atunci forța de producție importantă era pământul, că sunt cele trei forțe de producție pe care le învață un student în anul întâi, pământul, capitalul și munca. Vin unii și spun că ar fi și informația. Informația pornește de la muncă. Ei, dacă la nivelul anilor 1907 pământul a fost principala resursă, principalul factor de producție, și acum este un factor de producție principal, numai că locul a fost luat de capital, de locul unde omul poate munci pentru a-și avea toate cele necesare traiului pentru el. Acum, la fel ca la 1907, este o forță politică care nu vrea să investească destul în economie, mă iertați, și ține nivelul oamenilor. Atunci erau țărani care lucrau pe pământuri, acum sunt oameni care sunt muncitori, care vor să lucreze în întreprinderi, la un nivel și salarial redus. Nivelul de ajutoare sociale este comparabil cu al unui salariat la salariu minim pe economie, astfel încât foarte mult ceea ce spuneam și la începutul emisiunii, nemunca este susținută. Sunt foarte mulți care preferă să ia ajutorul social decât să se trezească dimineața și să facă naveta până la un loc de muncă și să vină seara și să fie plătit cu un salariu minim pe economie.
Aici trebuie schimbată ceva în filozofia asta a noastră. Investiția în economie ar genera noi locuri de muncă, ar genera salarii din ce în ce mai mari, ar genera și capital la nivelul middle class-ului, la nivelul clasei de mijloc și a celor ce știu să investească în economie, multe ar fi de făcut. Deci am spus la un moment dat că în 1907 România s-a lovit cu globalizarea, păi pe piața grânelor, pe piața mondială a grânelor, a început America să intre cu grâne mai ieftine. Dar țăranul, fermierul american lucra cu mijloace de producție moderne, puternice pentru vremea respectivă, semi-industrializat, adică avea tractoare, avea combine, se baza pe o industrializare a agriculturii. Și bineînțeles că producea la hectar mai ieftin și mai mult decât produceau țăranii noștri cu vitele și cu boii puși în jug. De aceea, pe piața mondială, pe piața europeană a grânelor, s-a văzut concurența între grâul românesc, a fost nevoit să fie vândut mai ieftin și la un preț mai mic, chiar dacă recoltele au fost bune, pentru că a intrat în concurență cu grâul american produs mai ieftin. Iar boierii și arendașii noștri, în loc să se capitalizeze, foloseau mâna de lucru ieftină a țăranului român. Asta s-a făcut până când, la un moment dat, buba a spart. Adică, la un moment dat, când s-au certat moșii cu Fischer, cu celălalt concurent, Berman, erau de fapt și cumnați. S-au certat după contractele de arendă și când au pierdut în instanță sau au câștigat în instanță, dar oricum au avut de plătit o amendă destul de costisitoare și cheltuieli de judecată, Moșii Fischer a venit cu acea cheltuială să o scoată de pe capul țăranilor. Nu, era o concurență între ei arendașii. Iar cheltuielile alea de judecată trebuiau suportate din profitul lui. Nu, el s-a dus și l-a luat de pe capul țăranilor, din munca lor. Și atunci țăranii s-au răsculat. Deci, asta este mentalitatea ce trebuie schimbată, chiar și la 100 de ani după aceea. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și tragem concluzia la final. Pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția.
Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune. Ce este de tras ce concluzie putem să tragem la ceea ce am vorbit mai înainte? 1. Capitalul trebuie înmulțit. În economie nu ne putem baza pe o economie puternică dacă stimulăm nemunca. 2. Salarii bune pe baza unui randament al productivității mai mare decât randamentul creșterii salariale. 3. Capitalizarea mijloacelor de producție cu mijloace moderne de producție. Nu putem face economie și să intrăm în competiție cu roboții economiilor dezvoltate, dacă nu avem și noi roboții noștri. Dezvoltarea țării în interior este o modalitate de a ne ridica pe plan internațional. Banii luați la Uniunea Europeană, folosiți de Polonia în 2009-2010, au ridicat această țară și au trecut-o prin criză, nici n-au simțit. Când în 2009-2010 la noi se tăiau salariile pe vremea lui Băsescu, în Polonia creștea nivelul salarizării datorită investițiilor în economia internă, cu ajutorul banilor europeni. Trebuie să ne dea de gândit asta și să vedem cum să facem să ridicăm toate regiunile țării, nu doar regiunea de apus a țării, numai Transilvania și Banatul, ci toată țara, chiar și Moldova. Iar Moldova vrea autostradă, să nu fie doar un slogan pus pe internet și pe Facebook, să fie o realitate și o realizare pentru noi. Și nu doar o autostradă are nevoie Moldova. Moldova are nevoie de autostradă nord-sud, est-vest. Drumurile comerciale se fac cu investiții și apoi ele aduc înapoi în economie supra-profit, nu doar profit, supra-profit. Dar totul se face cu înțelepciune. Dacă ne vom uita la ideologii neomarxiste, la genul proletar din toate țările, uniți-vă, la genul hai să fim toți egali pe nemuncă, nu pe muncă. Pe muncă, nicio problemă. Muncim egal, suntem plătiți egal. Muncim mai bine, să fim plătiți mai bine. Dar pe nemuncă, nivelul salarial
al unui om care muncește să fie doar cu puțin mai mult decât a unuia care stă pe ajutoare de la ceilalți, este strigător la cer. Să vedem cine ne oferă investiția. Cine ne oferă dezvoltarea noastră. Că aici este vorba pentru toți. De vorba de toți. Dezvoltarea fiecăruia în parte va duce la dezvoltarea țării. Și dezvoltarea țării va genera bunăstare pentru fiecare. Înțelepciune. Cu înțelepciune trebuie privit totul. Doamne ajută să ne dea înțelepciune și o seară frumoasă. La revedere!